boy and girl are making out, right? When they hear over the radio that this lunatic killer's escaped from an insane asylum. I Know What You Did Last Summer este un thriller horror lansat în 1997, regizat de Jim Gillespie și bazat pe romanul omonim scris de Lois Duncan. Filmul a devenit rapid un clasic al genului slasher, fiind unul dintre cele mai populare filme de groază ale anilor 90. Acțiunea urmărește un grup de patru prieteni, Julie, interpretată de Jenna Hewitt, Helen, Sarah Manning-Philip și Ray, care, într-o noapte de vară, accidentează mortal un bărbat pe o șosea izolată. Într-o panică generală, decid să ascundă accidentul și să arunce corpul în mare, jurând să nu mai vorbească niciodată despre ce s-a întâmplat. Un an mai târziu, cei patru prieteni încep să primească mesaje anonime care spun: știu ce ai făcut astă vară. În curând, sunt hărțuiți de o persoană misterioasă, îmbrăcată într-o pelerină de pescar, înarmată cu un cârlig. Situația devine tot mai terifiantă pe măsură ce trecutul lor revine să-i bântuie, iar secretul lor devine o amenințare mortală. Atmosfera și temele. Filmul explorează teme precum culpa, frica și consecințele alegerilor greșite. Este recunoscut pentru atmosfera tensionată, răsturnările de situație și stilul vizual întunecat. A atras o generație de tineri actori care au devenit ulterior staruri iconice ale cinematografiei de gen. Impactul I Know What You Did Last Summer a avut un succes comercial uriaș și a dat naștere unei francize cu două continuări. I Still Know What You Did Last Summer, sir, și I'll Always Know What You Did Last Summer, 2006. Filmul este adesea comparat cu alte titluri de succes, precum Scream, datorită mixului de groază și mister. Este o alegere perfectă pentru fanii filmelor de groază care iubesc o poveste captivantă și o doză sănătoasă de suspans.